Bine v-am găsit, oameni faini, la un nou episod din seara noastră pe Low Life SMP. În partea asta avem niște cupru pe care l-am cumpărat de la nenea Colpil și vreau să fac o mică schemă. Nu știu dacă o să-mi iasă, însă o să aflăm. Deci, el mi-a vândut 6 stack-uri de cupru. Și ideea este că am folosit numai un stack din ce mi-a vândut el plus ce mai aveam eu. El este AFK acum. Și atunci, o să mă duc, îi pun astea 4 stack-uri de cupru și o să zic, bă, da, știi că eu am cumpărat numai 2 stack-uri, adică, nu, de unde 6 stack-uri? Și nu știu să-i plătesc numai 2 ingoturi de netherite, pentru că 100% nu o să vrea să le ia înapoi, dar așa dacă o să le vadă acolo, o să fie, bă, da, poate chiar nu mai țin eu minte. Sper numai să nu fie pe aici până casă și să audă când am deschis. Ok, nu-i pe aici, bun. Unde ar trebui să fie? Cred că ar trebui să fie, mamă, nici nu-mi dau seama. Unde ar trebui să fie cupru? Cred că aici, da? Cred că aici l-ar pune și atunci hai să fie una, două, trei, patru. Și vamos, m-am dus, închidem toate ușile să nu știe că noi am trecut pe aici. Iar acum, pentru cei care n-ați văzut live-ul de duminică, ei bine, am făcut rost de 80 de bucăți de Ancient Debris. Asta înseamnă că o să craftăm în momentul de față exact acelișa 20 de netherite ingoturi. 20, bă, băiatule! O să-i dăm 2 la Colpir pentru alea 2 stack-uri pe care le-am cumpărat și mai apoi o să vedem la ce mai folosim, dar 20-20, o grămadă. Mamă, deci asta a fost hagi. 20-20, domnule, ce să mai? Și acum aștept să vină Colpir pentru că au zis că a fost pe la ferma de Creeper, deci clar nu ne-au văzut că am făcut schema de mai devreme. Blu, da, da, ești aici, da, ești aici. Ți-am adus un cadou, Blu. Mi-a adus, mamă, ești full netherite. Pă bune că a fost un prank. A fost un prank. Da. Deci, hai să-ți explic. Da, ia zi, deci, explicăm. Eu credeam că o să fie foarte mare show. Ok. Nu știu, okay. am presupus. Și sincer, chiar nu voiam să-mi pierd itemele. Mă așteptam, deci, puțin la ele. Chiar mă așteptam la chestia asta, pentru că în mintea mea era, bă, dar ăsta n-a jucat, n-avea când să... Nu te-am văzut deloc. Dar, uite, exact, deci gândește-te, eu am strâns din end itemele astea, le-am și pregătit, am zis, mamă, uite, că mamă să vezi, deci ți-am pregătit aici, uite, aveai târnăcop, sabie, de toate. Drăguț. Bă, da, ce drăguț din partea ta, dar poți să le păstrezi momentul, încă n-am nevoie de ele, da, am totul bine pregătit. Da, asta voiam să-ți dau, no, asta nu este. Știu, eu mă gândeam că o să fie mare bătălie, show pe acolo, am presupus, știi, și am zis că better da, safe păi than sorry. Da, n-am vrut să, știi, să o batem pe Antonia, pe Rodby, na. Da, mi se pare fair. Da, mi se adică pare fair. N-aveam ce să batem, știi, era one hit, one kill. Yeah, yeah. Ia să vedem. M-am dus la ferma de gunpowder. Ce uite, ai găsit? Dau și ție. O rachete? Da. Atât am că n-am stat prea mult. Păi nu, pot să le păstrez că eu mai am. Okay. Mai am 2 stack-uri și bine, un pic. Trebuie să mă duc să mai iau. Trebuie să mă duc să mai stau AFK, de fapt. Ok. Așa. Ce faci? Tu parcă trebuia să-mi dai o plată așa, Da, trebuia să-ți dau o plată. Ia uite în partea asta, 2 ingoturi de netherite pentru cele 2 stack-uri de cupru pe care mi le-ai dat. Nu așa era deal-ul. Cum dacă vrei ți-ară filmarea, e ok, ești bătrân, cred că uiți. Cum mai era deal-ul? Uiți, adică, man, am cumpărat 2 stack-uri. Ingoturi. Ești sigur? Hai să mergem la tine să vezi că 2 stack-uri am luat, că tu ai zis că ai 6 și că eu ținesc că trebuie numai 2, că nu trebuie. Mi-ai pus ăla înapoi? Și eu ți-am pus nimic înapoi, cum adică? Mi-ai pus cupru înapoi, serios? Nu, au fost 2 stack-uri pe care le-am cumpărat. 2 stack-uri mi-ai dat Colpir. Aoleu. Deci, pe bune, facem deal-urile acum. 2 stack-uri mi-ai dat, serios. Ok, bine, Blue. Că știam că e camera mică, că n-am nevoie de atât de mult. Da, eu vreau să-mi văd cupru totuși. Dacă da, tot păi e acolo, adică așa. E acolo în chest. Bine. Dacă bine, nu l-ai bine, mutat bine, tu, bine, că știu că ai făcut, ai mutat chestii pe acolo la un moment dat, nu mai țin minte. Nu l-am mutat eu, ia, stai să văd. Păi na, hai să mergem să vedem. Dacă nu-l văd, atât ați trebuie. Păi, eu facem nu. Facem din astea. Eu nu fac deci din astea nu Colpir. Trebuia să-ți dau nimica. Două stack-uri, două ți-am nimica, plătit. Bă. Două stack-uri, două ți-am plătit. Ești un uituc, vai de eu, capul tău. Unde-i?
Unde? Păi dă-mi nu știu, acolo, în camera unde? Cu chesturi, unde să fie? De acolo de unde păi mi l-ai dat tu. Păi da, că tu ai pus cuprul. Eu nu am pus cuprul, uite aici trebuie să fie. Aici trebuie să fie, nu știu. Nu știu, deci nu-ți umblu aici prin chesturi. Aici noi, dăm netherite-ul. Eu nu-ți umblu prin chesturi. A, ok, bine, l-am găsit aici. Deci, bine, poți de să sens, pleci. Vezi, eu nu umblu prin chesturi. Bine, hai, la revedere. Bine, 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 pa, pa. Pa. Mamă, dar ce supărat îi, bă, și eu voiam, da, ulea, da, nu-l mai ajutăm. Pleacă de aici. Nu să-i dau și, mamă, mamă, ne și ce face d-astea cu prietenii lui, bă, bă, ce prieten, bă? Aliați, mamă. Ne putea zice înainte, bă, că, mamă, și eu m-am pregătit, am vrut să-i dau iteme de diamant, că am zis că, bă, da, a murit omul, am încredere în ce spune Colpir. Da, am zis, nu poți să ai încredere în nimeni, asta este. Și eu care voiam să vorbesc cu băieții, să-l primim în continuare în alianță, să... Oleo, da, asta este, nu mai zic nimic, hai să mergem. Ce-i drept, nu mă așteptam să meargă, însă o mers, i-am pus alea 4 stecuri înapoi, că n-aveam ce să mai fac cu ele, o ceru și el foarte mult, eu prost că m-a acceptat, însă știți cum e, hoțul pe hoț fură sau... Nu știu dacă așa funcționează, dar ați înțeles vă ideea. Cum te simți? Am nasul înfundat, nu mă simt bine. Ai nasul înfundat foarte bine, ia uite ce am eu aici, știi ce am nevoie, nu? No way. Da, am o elitra și vreau un breaking și mending. Bă, să fiu sincer cu tine, cât mă plătești? Cât ai nevoie? Păi nu știu, cât e o carte? Îți dau 5 diamante pe ambele cărți. Dăm 5, dăm, repede, așa, repede. Bag, nice. Ți-am dat două de mending. Așa. Perfect, mulțumesc frumos, mamă, te pupicesc. Faci. Bun, ideea e că eu n-am apucat, știți și voi, bun, eu n-am apucat să mă duc după elitra și să vedem dacă cine ai. Nu, eu am numai o elitra, că n-am mai găsit, am tot căutat, am mai găsit câteva in situri, bă, dar o fost jale, ce ești, aoleo. Mamă, cine e ăla? Hello! Mamă, avem un fluture aici. Aoleu. Ce mai face? Ok, bun. Salut, băieți. Colpir, ai da. Ai elitra numai una? Bă, dar uite, Colpir e full netherite, bă. Sunt full netherite. Tu-ți dai seama într-o zi? Mamă, într-o zi de la full fier la full netherite după ce a murit și-o pierdut toate itemele. Era full netherite. Ai murit? Da, mă, păi era full fier, nu l-ai văzut? Da, am murit și mi-am pierdut itemele. Da, am stat după AFK la ferma de gunpowder o grămadă și am făcut o tonă de gunpowder și... Da, o minat netherite și mamă. Nu știu cum să zic, dar mă uit așa în ochii lui și simt și vocea aia caldă care spune așa. Că minte gras. Dar nu, bă, nu minte, mă, n-are cum, dar tu n-ai încredere în Colpir? Ce faci, eu vreau să mă parc tot temul. By the way, nu am nicio elitra de vânzare, din păcate, am luat doar una și ce scrie aici, băieți? Bază GG. Bază gratis. Secretă GG gratis. GG gratis. Sună bine. Sună foarte bine o bază minus gratis. 154. Cred că e baza lui Luca, nu? Nu știu cu ei baza asta, dar e o bază secretă GG gratis, așa că vreți să mergem la o bază secretă GG gratis? Chiar aș vrea să merg la o bază. Ia uite pe Pink. Ce se întâmplă, bă? Mamă, și tu ai aripioare, mamă, ce sexy suntem aici, ia uite. Unde sunt elitrele, bă? Oh, stai că n-am. Unde sunt elitrele, bă, băieți? Ia uite, aici, ia uite, aici sunt elitrele. Mamă, ia uite ce șmecheră e. Numai că eu mai am numai 100 durabilitate. Bă, sunt prost că toți aveți elitra și eu. Tu ești sărac, ha. Hai să-i facem bully că n-are elitra. Ai și tu, ai numai una, ai? Are 3! Apasă un PQ, să văd dacă sunt bune. Ce scheme. Bă Dani, cu glume de-astea nu e misom. Zi bă Dani, cât plătești pe elitra asta care jur că e neatinsă, ești nebun, e scos din sufletul tău. Cât vrea sufletul tău? Nu vreau poze cu el, vreau... Nu vreau poze, mă are pe Instagram. Poze cu diamantele lui. Mamă. Da, câte? Bă, nu, ok, bun, ia fii atent așa. Vreau să-mi dai un mending, un unbreaking și 30 de diamante. Mamă! Diamante. Am bani mă lejer. E, gata, temă că nu e atât de rău.
Ia te mă că nu ești sărac. Plata, da? Fii da, atent. Da. 30, mending, I'm breaking. Da, mi-au furat băieții diamantele. Da, gen, poți da, să-i dai și tu diamantele înapoi. Da, și diamantele mai vreau. Da, și diamantele. Uite, ți-o dau pe asta, care e nouă și nefolosită. Bă, bă, îți bagi joc de mine. N-am alta. Alta. Ok, ok. Dacă nu mi-l 30%. 1? Ok, uite, iau pe asta. Mamă, și asta e mai rea. Atâta s-a putut. Una neîncepută, una neîncepută. Bă, da, pui mending. Da, mă, o repar cu membrană de caracratiță. Până nu trebuie reparată, că pune mending pe ea și gata. Da, exact. Păi avem o problemă. Nu știu dacă ați aflat. Crede-mă, Dani, se fac for... Ia zi. Ia zi. Eu nu mai am mending. Păi de ce nu mai ai mending? Și Luca mi-a furat mending-ul. Ce-a făcut, mă? Ce? Mi-a furat Luca mending-ul de mult și eu nu mai am mending aici. Am înțeles. Deci a venit și a furat toate mending-urile de acolo sau ce? Da. Wow. Mamă, nu-i okay. Pont să știi. Nu prea îmi convine și... această informație, nu știu de voi. Păi și ce facem în situația nu asta? Păi nu știu, nu ar trebui să... n-ar trebui totul să facem... La baza asta secretă. Da, dar până acolo n-ar trebui să facem introducerea lui Pink în alianță, că discutasem de... Da, că era vorba, da. Dar chiar facem. Da, Dani, hai să mergem la alianța noastră. Conatul. Dar nu te-am inițiat niciodată, mă. Și apropo, prieteni. Da, prieteni. O să mergem. Da, nu, hai că vară la mansion, nu mai contează. Veniți după mine. Hai să mergem. Vezi că avem de mers 10 km. Dar noi zburăm. Ha, Dani nu zboară. Ha. Vreau și eu. Am dat și mie niște rachete? Da, uite, Dani. Da, vine încă. Ia, uite. Mamă, uite. Mulțumesc frumos. Da, cu plăcere. Ia uite, Dani, și fier. Se presupune că zburăm, că nu prea îmi place să zbor prin Nether. Ba, e pe e okay, un tunel, e făcut. Ok. Da, avem tunel, e ok. Am ajuns. Mamă, bă! Tu ai luat capul ăla. Capul ăla atât de mare, mă? Eu nu l-am luat. Bă... Ai capul ca la bou. Eu l-am luat că știam că sigur abonații o să zică să-l iau, așa că... Eu nu l-am luat. Bun, veniți în coar, că nu-i pe acolo. Da, știu. Care era camera? O cameră aici. Colpirea, ai adus lampa. Am adus lampa. Așa. Deci, ăsta deci. Se sparge. Da. Mai pune un scaun. Mai pune un scaun, hai Dani. Mea, că n-am, cum, n-ai scaun? Mamă, hai la farmacie. Poți să vezi loc aici dacă gata. Vrei. Uite, gata. Aici este locul tău. Da, și noi să stăm aici. Bun, dar înainte să-i faci iminiți. Vreți înainte sau după să vă arăt surpriza? Bă, nu vreau să o scoți la noi. Surpriza. Am o surpriză pentru voi, gen. Scoate-o. Vreau să spuneți dacă... Hai, scoate-o la noi. Fluturo. Da? Da. Stați un pic, că o punem fix aici pe centru, da? Aha. Vreau să fiți pregătiți, ia luați ăsta. Vreau să fiți pregătiți, prieteni. Pune un deci. Crystal. Mamă, avem oul! Da, l-am bătut pe Luca pentru el, țin minte. Da, n-a trebuit decât să comitem crime pentru el. E ok, nu știe nimeni, nu contează. Bă, dar Luca știu mă atunci, că parcă prea a sărit el acolo și a să vadă. Ce faceți, mai? Ce faceți? A fost cu ochii pe noi, eu zic că bă, cineva eu zic a ciripit. Că... Nu, eu zic că a fost acolo o gaură, doi băieți și Luca a zis, mă bag și eu. Păi da, dar unde intră doi băieți într-o gaură dacă mai vine și al treilea, ce Dumnezeu, e bătaie de joc deja. Da, să știi, dar na, asta este. Asta. Mă rog, în fine, nu ne-am adunat astăzi să discutăm aici despre găuri și despre Luca, nu știu cum să vă zic. V-am adunat să-l inițiem pe Pink în formație, în alianță. Mai știi cum se cheamă alianța? Întrebare. Era cu... Boierii haiduci, mă. Boieri sau hai... Așa. Așa, aia. Da. Și eu eram Ceapo, eu Miguel, eram Miguel și Jorge. Exact. Oh, bun. Și tu erai... Deci și Pink trebuie să-ți găsești un nume de spaniol. Un nume de mexican. Mexican, spaniol, francez. Mă, era de mexican, mă. Da, mexican. E mexican, scuze. Da. De mexican. Da. Asta e primul task. Da. Enrique Iglesias. Bun. Ceva mai simplu, dacă te rugăm frumos să știm să-l și scriem. Eu zic Iglesias. Eu zic Ricky. Iglesias, pe scurt. Nu știu, nu. Ce? Ricky. Ăla care a înșelat-o cu Andra Gogan. Glumesc, nu știu ce s-a întâmplat. Dar nu mai e cu ea, adică dar nu vrei, ce vorbim nu aici? Vrei să spunem Ricci? Nu. Ricci. Enrique sau Iglesias? Ultima întrebare. Bun, hai, ultima întrebare, da, Pink. Foarte important. Ajunge. Foarte important, da? Tot ce a fost până acum a fost numai așa ca să te testăm. Acum e adevărata întrebare, după care o să alegem dacă intri sau nu în alianță. Ești pregătit? Ok.
Deci, în momentul în care mergi la toaletă și ți-ai făcut treaba numărul 2, cum te ștergi? De jos în sus sau de sus în jos? Gândește-te bine. Da. E o întrebare, ia-ți timp de gândire, ai ca la școala, ca la... Ca la test, ai voie, ai timp să te gândești. Vrei să repet întrebarea? E nevoie? Repet variantele? Cred că nu mai vrea nici el să intre în alianță. Cred că l-am pierdut. Ok. Link, ești cu noi? Mai trăiești? Când vă duceți la treaba, prima treabă, stați jos sau în picioare? Mamă, normal că în picioare. Normal că în picioare, da. Really? În loc să vă puneți jos, să luați telefonul și să discutați business, pe bune? Păi depinde cât ne grăbim. Să discut business și în picioare. Păi da, dar când ești pe toaletă e alt feeling. Ești mai nepăsător și zici lui ăla, frate, dă-mi 100.000 de euro sau nu vorbim, ești nebun. Păi da, depinde dacă mă grăbesc. Nu m-am gândit la asta, nu m-am gândit la asta până acum. Dacă mă grăbesc, stau în picioare. Dacă nu mă grăbesc, mă pun și eu jos, să stau liniștit. Da. Dar noi punem întrebările. Da, noi punem întrebările aici. Da, exact, nu-mi place ce faci aici. Ai dat reverse la întrebare, ce e asta? Da. Unu, reverse. Reverse, unu, card. Mamă, ce NPC-uri suntem. Da, să știi. Haide, răspunde la întrebare, răspunsul. Pic, că sunt curios de răspuns. Stai, dar n-am răspuns? Nu, de jos în sus sau de sus în jos? Oh my god, n-am apăsat. Mă, nu pot să cred. De sus în jos. Ok, nu. Ok, bun, da, cred. Nu mai știu răspunsul, ok. Nu, nici eu, încercam acum să reproduc, să mi-amintesc, că nu mai știu cum era. Care era răspunsul corect? Bă, răspunsul corect cam ăsta era, așa că felicitări, bă. Pink! Ha, felicitări! Bun. Bravo! Bine. Măcar tu știești corect, Colpir, nu. Așa. Dar acum, Pink, o să te rog să treci un pic acolo, să stai jos. Da. Și pentru că o veste bună nu vine niciodată neînsoțită de o veste proastă. Am de făcut un anunț. Ești din alianță. Din păcate, trebuie să vă spun că în acest moment Colpir va părăsi alianța. Ce? Este dat afară în acest moment. Bă, stai așa. Pentru ce? Why? Care-i treaba? Nu ai contribuit cu absolut nimic în această alianță de când ai venit. Nu am primit task-uri. Dacă aș fi primit task-uri, jur că le făceam. Da, uite, putem să discutăm acum, uite, despre chestia asta, să facem așa o conferință. Colpir ieri era full fier. Astăzi e full netherite. E muncitor când vrea, când nu-i somn. Și elitra. Și elitra. Eu zic... Și ai luat și tu elitre pentru mai mulți oameni, sau? Nu, dar am auzit că ai luat tu. Onorată instanță, nu și-a bătut capul pentru alianța asta, n-a pus un număr la treabă. Eu aș vota să-i dăm niște task-uri să vedem dacă chiar ne ajută sau nu. Să-i dea fiecare câte un task și dacă reușește să le facă în, nu știu, dăm un termen, atunci... Nu chiar trebuie să vezi. O zi, o săptămână, nu știu. Eu nu cred că poate. Păi da, să-l dăm și noi niște, un timp decent pentru domnul, că totuși, mi se pare perfect normal să... Da, îi dăm... Eu zic să-i dăm o săptămână. Ok, o săptămână pentru 3 task-uri, eu zic că e decent. O săptămână pentru 3 task-uri, da. Bun. Ok, bine, bine. Deci cât e un task pentru fiecare? Nu exagerați, că până la urmă... Începeți voi. Nu, începe Dani, că dacă tu ai zis o săptămână, să vedem ce vrei să fac într-o săptămână. Eu trebuie să stau aici, că aparent eu sunt dat afară. În capul Messi stă doar șeful. Pleacă de aici. Ce? Treci acolo, trei loc. Acolo stă cel care... Dacă mă superi, îți dau 7 task-uri. Hai, du-te aici. Dar ce ești tu, Dumnezeu, scrii pe tăbliță 7 task-uri? Dar nu știu cine se crede. Mă rog, continuă, da. Ia zi. Colpir, ai Maxim o săptămână la dispoziție. Să îmi aduci un măr de aur enchantat. Ok, I can do that for you. Ok. Pink, blue? Eu rămân la urmă. Mulțumesc. No. Gata, am rezolvat primul task. Ce-a făcut? Mergi frumos de cadou, Pink, dar să știi că nu se pune. Dă-l înapoi atunci. Nu se pune. Cadou nu se cere niciodată. Dă-l înapoi.
Păi nu-i cadou, ți l-am dat eu, el ți l-a dat, de asta eu pot să ți-l cer. Ha, așa. Vezi, vezi? Hai să fie cinstit, să fie cinstit. Da, 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 să... deci un măr de aur încentat. Bun, Pink, tu ce vrei într-o săptămână? Vreau să facă un beacon de netherite. Ok, tu ai un beacon de netherite în primul rând? Bă, eu zic un beacon. Eu zic dacă faci un beacon într-o săptămână... Un beacon de... diamant. Wow. Okay, un beacon de fier, un beacon de ce vrei tu, actually. Ok, deci un beacon, un beacon și două stack-uri și 36 beacon, de blocuri, okay, de ceva, ok. Da, 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 ok, posibil, posibil. Bun. Ok, da, bine. Și unde vrei să-l pun sau ce? Vrei să-l am eu, păi gen, doar lui, așa ca să fie... Îl dai lui? Trebuie să-l pui... Aici, pui la mine, baza noastră, nu știu, undeva. La baza noastră, gen. Nu e al tău, e al lui Pink dacă ți-l cere Pink. E al nostru. E echipa. Păi ce, măi, cea comunism, auzi, și e al nostru. Dar împărțim totul. Păi da. Bine, dar după trebuie să-i dăm și lui Pink un task și vedem. Hai. Că... ok, eu o să-ți dau ceva mult mai simplu. Bine, nu știu dacă există ceva mai simplu decât ce ți-o ceru Dani, dar eu, pentru că mănânc numai pâine, vreau să-mi aduci mâncare bună. Adică, nu știu, un steak de vită, un steak de porc, un steak de oaie, știi, bă, vreo 3 steak-uri de mâncare așa. Faci mișto și ai zis că nu e ceva mai simplu decât ce am cerut eu. Man, dacă îmi dai un măr, îți craftez acum un măr de aur. Îți craftez două mere de aur acum. Gold. Nu, nu are gold. Okay. Păi și cine l-a plăcut să n-am gold? De unde știi că n-am gold? Da, am gold, what the hell, de unde știți voi ce am eu? Da, man, dacă sparge frunzele astea și dă un măr, îți dă măruție. Poți să termini. A, deci să înțeleg că nu-ți convin task-urile, Colpir, nu? Bine, fii atent că schimbăm. E ok, ok, dar eu tot n-am înțeles ce fac cu beacon-ul ăla, îl dau lui Pink sau nu? Îl împărțim, frățește. Când are cineva nevoie... Dacă vreți, Ilia, dacă nu... Bine, 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 bine. La tine. Na, cum vreți, știu, cum vreți. Dar eu vreau să-mi schimb task-ul. Taci, mă. Îmi craftezi o inimă. Ce? Nu pot să cred. Îmi craftezi o inimă. Bă, dar așa te schimb, dar ce e asta? Nu ai e ok. Timp o săptămână. Bine, ou vreți să-l lăsăm aici sau vreți să-l luăm, gen? Bă, dar nu credeți că ar trebui să... nimic, lasă. De ce ți-a dat Pink o inimă să mă bată? Nu mi-a dat nici, nu mi-a dat nimica, Pink. Ce te bagi? Da, mă, ce tu nu vrei pe... Uite, vezi, Colpir, ăștia ți-s prietenii, vezi? Nu te vrea în alianță. Uite, face tot ce faci numai să nu fii în alianță. Ai o săptămână la dispoziție să-mi aduci inimă. Nu mă interesează cum faci jos de ea. Poți să-l omori pe Blue, ți-o dat-o Pink. Nu contează, nu mă interesează. Am înțeles, ok. Eu vreau inimă, atâta. Bun. Aici sub noi, la 20 de blocuri. Hai să vedem. Ok, o să-mi pun armura pe mine. Ia uite. Hopa. Ce-i aici? Mamă, ia uite. Mending, mending, am găsit mending. Iată, bă. Câte mending? Da, bă, da. Mamă. Hai, mai luat ceva de pe acolo. Bun. Ia-ți mending-urile înapoi. Bă, dar nu furați altceva. Ce, nu furăm altceva? Nu. Altceva nu furăm. Nu? Bine, ha. Nu. Păi eu deja sunt full netherite de două ore. Ce mișto e ăsta. Mamă, chiar e șmecher ăsta. Păi ce, mă, că e gratis, luați tot ce puteți. Ok, luăm fiecare câte o chestie. Fiecare câte o chestie? Da, eu am luat S-a răzgândit Pink. Păi nu știu ce, bă. Ai zis să luăm fiecare câte o chestie, am găsit 51 de diamante, gen. Ok, ai voie un diamant. Uite, ți-am mai găsit un mending undeva. Ok, un mending, n-am nevoie. Să luăți în găleată, mă, ce avea Luca pe aici, avea o grămadă de chestii. 51 de diamante. Mam. Da. Bă, dar nu mai luați, mă, gata, luăm fiecare câte un item. Păi eu n-am luat nimic încă, stai să văd. Să mai vină și alții să ia. Deci. Am luat niște gold doar. Uite, mă, pe aici se iese. Mamă, stai așa, sharpness, fire aspect, hai să luăm asta. Bun. Interesant. Mereu, Colpir. Da. Ai luat carte de mending? Am luat, da. Bun, și ce mai e pe aici, bă, băieți? Ia uite, ce avem aici, un câine. Bine, nu mai da, că n-ai ajuns. Bă, ce faceți? Bă, tu nu mai ieși? Bă, am ieșit, dar mă uitam pe aici, stai pe unde se iese. Cred că aici, nu? Hai că ai ieșit dacă e. Da, mă, am ieșit, avea ieșire, voi ați spart? Nu. Tot prin ieșirea mea. Pe acolo, da. Bă, eu am luat un ingă de netherite, atâta. Wow. Ok. Păi, da, am zis să nu iau iteme full de acolo. Păi, eu am luat mending-urile, dar alea nu se pun ca iteme. Bă, nu, că alea mi le-a furat și mi le-am furat înapoi.
Da, ok. Da, 100%. Bun, deci hai să vezi, numai că drumul ăsta este strict secret, doar tu, Dani și Colpir știu de el. Deci, venim în partea asta, urcăm sus pe Nether și am ajuns aici. Și după ce am ajuns în partea asta unde nu mai este Gunpowder, că l-a luat Colpir pe tot, trebuie să mergem. Nu pot să cred, hoțu. Păi nu, că o stat el la feca, că și eu l-am luat pe tot când a stat la feca. Ce fel de spunări e ăsta, mă? Deci, ca să înțelegi, îs 4 pisici aici înăuntru. Sau două. Oh, pisicuțele, pisicuțele. Da, și sperie creeperii să cadă înăuntru. Numai că noi trebuie să fim acolo sus. Sus? Da, trebuie să fim hai sus de tot. Eu mă duc pe jos că sărăcie. Da, cred că puteai să dai o rachetă, două. Da, cred că puteam să dau o rachetă, dar după ce m-am băgat în astea. Și te bagi aici, cam asta ar fi. Păi și cum funcționează, mă? Că eu am făcut un spawner de ăsta la un moment dat de schelet, nu de schelet, de creeperi. Bă, dar era pe 20 de leere, adică... Da, păi știi cum funcționează? Practic, bine, poți putem să mai ridicăm ăla, numai că trebuie să fii la 100 și ceva de blocuri înălțime, la 126 de blocuri înălțime, peste locul unde se spawnează și atunci se spawnează numai creeperi acolo. Și creeperii speriați și de pisici și cad în mijloc și mor în, pe păi magma da, bloc. Da, dar eu asta știam, că eu am făcut un de-asta și țineți, era cu nivele, era cu niște etaje, era mișto rău, aoleu, au apărut astea. Da, te poți băga la somn, ia. Așa. Da, și stai aici AFK și cam asta este. Clasic. Ăla. Nu pot. Nu. De ce nu poți tu? Gata. Vreau să te țin o static acolo. Da. Hai că mă duc în apă, ia, hai că mă duc jos de tot, ia. Putem sărim, hopa, Geronimo. Blup. Plosc. Un delfin, stai să-i arăt eu o schemă. Vrei să faci schema cu delfinul? Bă, mamă. Păi, dă-te în con. Delfinul ți-a dat pește prăjit. Urăsc delfinii atât de mult. Dar de ce nu-ți place cum fac crrrr? Sau nu fac, nu așa? Ia uite, gunpowder, uite. Tu știi ce fac delfinii cu pui de focă? Da, uite, uite. 3, 7 bucăți și am stat 10 secunde acolo sus. Păi am stat mai mult de 10 secunde, dar well, da, păi o să trebuiască să stau și eu aici la noapte, ești Dar trebuie să mă baricadez, să nu cumva... Păi poți să pui, deci te bagi acolo în spate, pui un ender chest și țâpi toate itemele de pe tine în ender chest și cam gata. Păi de ce să... Și atunci în cazul în care, știi, te duci, nu pierzi iteme. Deși da, nu da. Mori oricum, că am stat și eu. Dani, prietenul meu cu care am fost la baza secretă gratis. Gata. Dar trebuie să o lași acolo, poate mai sunt oameni care vor să meargă să fure. Nu mai știe nimeni de baza aia, doar noi să știm și doar noi să furăm. Da, perfect. Bun, te-am chemat aici pentru că după 15.000 de ani de zile ai netherite. Am netherite pentru tine. 12 ingături. 12 ingături, frate. Ia uite, pipă ele, vezi dacă sunt adevărate. Bă, sunt bune, așa cum pot să fug gen. Nu, 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 eu vreau 12 blocuri de diamant, că așa n-am înțeles, un ingă de netherite, un bloc de diamant. Avem o problemă. Care e problema? N-am 12 blocuri, am 5 blocuri de diamant. Păi dă-le pe alea și mai dai tu 7 când ai. Da? Da, top. Exact. Ia de aici deal. Mamă, păi cu așa 12 îmi fac și eu 20 de inimi, frate. Mamă, 15 blocuri de diamant, mamă, dar chiar dacă tu, că tu erai cel mai bogat, nu? Am fost. Deci 15 blocuri de diamant, 2 beacone, încă 7 netherite ingături, sunt cel mai bogat de pe server. Și am și hou de netherite, da, full enchantat. Ești, bravo, bravo, mai trecut. Mulțumesc, bravo. Mulțumesc, gata, atât voiam să știu. Îți strâng mâna. Da, mulțumesc, am și ăsta cu colpir îmi e dator, așa. Deci bogăție, tată, bogăție curată. Bun, ce să zic. Ce, ai datorie la colpir? Nu, tu ai datorie la colpir. Ce datorie la colpir? Nu tu la colpir. Colpir are la tine. Ah, da, 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 exact, exact. Trebuie să mă duc să vorbesc cu el oricum, că trebuie să port o discuție. Așa. Da. Bun, bun. Păi bine, eu te las atunci. Da, te grăbești și ți-aduc eu alea. Exact, acolo. Când faci jos de diamante, mă sun, vin, ne întâlnim, îmi dai, ne aruncăm în fântână, ne spălăm. Mamă, dar e adâncă fântâna asta. Da, șeful, păi cum? Da, ok. Da, mă mulțumesc că mă duc să mă văd cu colpir. Pa, pa. Colpir! 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 Colpir, colpir. Ok, gata, încetează. Ce faci? Păi m-ai chemat aici. Ce faci aici? A, da, adevărat, am uitat. Da, da, deci nu spune că mă arunci tu de aici să mor ca Dani. Man, tu știi că am pierdut două toteme aici, pentru că, dacă nu știi, acum random puțin, când te arunci de pe scaffolding, nu poți să te pui înapoi pe ele și am pierdut două toteme așa. Nu, eu mă arunc direct în apă.
Ue, nu m-am gândit niciodată la asta, foarte creier, mă rog. Da, ok. Da. Eu sunt aici ca să strâng gunpowder să fac challenge-ul lui Dani cu viața lui. Ah, ok, ok. Da, treabă. Da, eu treabă. Te pot rezolva, adică eu sunt cel mai băgat de pe server, apropo, și îți pot da două ingoturi de netherite, trei blocuri de gold, un beacon, cam două. Sună foarte bine ultima variantă. Beaconul ăla chiar sună bine. Parcă nu am chef să mă bat cu wither. Nu știu, oricând vrei să știi că eu am netherite, am beacon, am diamante, gold, se poate rezolva orice. Da, chiar ești cel mai bogat de pe server, aparent, nu? Da, aparent, da. Însă... dacă mă furi cu cuprul ăla... Eu nu te-am furat, eu am luat numai două stack-uri, dar n-am avut cu cine să discut cu tine, că eu asta voiam să zic după ce am plecat... Bine, înainte să plec dimineață, dar tu m-ai dat afară, direct, erai supărat. Voiam să-ți supărat, spun, na. Deci voiam să-ți spun... M-ai prins într-o zi proastă. Deci voiam să-ți spun că de chestia asta cu Pink și cu Dani, știi, că ne-am făcut alianță și că voiau să te dea afară și voiam să discut cu tine... Că eu de aia le-am zis, că na, tu mi-ai zis că erai de fapt full netherite și tu n-ai pierdut nimic. Și eu de aia am zis că bă, erai full fier și până astăzi te-ai făcut full netherite, știi? Da, am văzut că m-ai ajutat acolo, apreciez foarte mult. Da, da, păi asta era... Te-ai revanșat, păi, te-ai revanșat na, bine. Na, oricum chiar țin cu tine, apreciez. Dar na, eu vreau să zic, ca să știi și tu planul, dar e bine că ai jucat-o cu mine. Da, da, să știi că apreciez foarte mult, o să țin minte chestia asta. Da, nu trebuie să țin minte, numai asta era, că voiam să zic, dar nu ți-am mai zis că n-am putut. Nu contează, ne-am descurcat noi, da, nu exact. Problemă. Deci... Dar beaconul ăla, cam cu cât îl vinzi așa, ca să știu și eu? Beaconul ăsta? Mă, beaconul ăsta, eu ți-aș cere pe el, cât să fie? Hai să ți-l dau pe 3 blocuri de diamant. Acum ți-l dau 3 blocuri de diamant okay, pentru okay, dumneavoastră. Deci puteam să cer mai mult. Da, poftim. Poftim, Bică, nu? E ok. 27 merită, de diamante. E decent. Acum ești și mai bogat. Ești și mai bogat. Da, ești și mai bogat. Un... Și nu vrei și două netherite ingoturi? Două blocuri de diamant. Ieftin. Nu, că stau aici și o să mă duc eu la o sesiune. Ah, ok. Știi unde e nisipul, nu? Este deșert? Da, există deșert la vreo 1000 de blocuri prin Nether. Da, am elitra acum, am elitra, nu-i problemă. Da. Nu știu unde, dar îmi dai tu pe Discord sau da, îți dau eu, îți trimit eu detaliile pe poștă. Perfect, așa facem. Perfect, da. Da, și în rest altceva, nu mai am ce să-ți dau. Da, că mie mai trebuie un beacon că vreau să fac ceva, o să am un pic de lucru. Da, Colpir, okay, ai okay. Grijă de tine și mulțumesc că ai jucat cu mine, că mai o contează, că... Dacă nu o dădeai cu mine... Asta e important. Te duceai, te trimiteau băieții. Eu mă pricep, la... eu fac așa freestyle, știi cum sunt. Sunt bine pe freestyle. Da, exact. Susțin, ai dreptate să batem horn... 3, 2, 1. Pe aproape. Nu contează, am sunat. La hornuri, dar la alte vrăjeli, da. Da, perfect. Vrăjala să fie în continuare, să ai o zi în continuare și ne auzim. Pa, pa! Bine, ne auzim, pa, pa! Ziua de astăzi a fost extraordinar de productivă, adică avem elitră full enchantată, acum o să mă pun să o repar, sunt cel mai bogat de pe server, 18 blocuri de diamant, un beacon, 7 netherite ingoturi, plus un hou de netherite full enchantat. Cine mai are hou de netherite full enchantat? Nimeni nu mai are, vă zic eu 100% sigur că nimeni nu o să facă așa ceva și pe lângă chestia asta îl avem pe Colpir în continuare în alianță. Voi chiar credeați că eu o să-mi las prietenul la Ananghie? Niciodată! Și cât timp el a jucat după cum am tras eu sforele pe acolo, ați văzut că nenea Colpir rămâne în alianță cu niște task-uri foarte simple. Adică mai ales task-ul meu a fost cel mai simplu, că eu vreau doar mâncare. Pă bune, deci dacă vreți să fim prieteni, dați-mi mâncare. Cam atât, cam așa funcționez eu. Și noi nu o să ne mai lungim, oameni faini, cam atât ar fi cu videoclipul de astăzi. Știți cum stă treaba, like, share, subscribe, follow pe Instagram la blue.twins, iar în descriere, pardon, și eu pe ecran aveți un videoclip care tot spune că o să vă placă. Vizionare plăcută!